Teresa, liberă trecere. Bună seara, bine v-am regăsit la Presa Liberă Trecere. Doamnelor și domnilor, în ediția din această seară încercăm să discutăm despre toleranța în societatea contemporană. Avem două invitate, două doamne ce aparțin școlii gimnaziale Vasile Cristoforanu din Râmnicu Sărat. Vom discuta în minutele următoare cu doamna Marcela Marin, învățătoare la școala menționată, și cu doamna Mariana Bercan. Mulțumim foarte mult pentru prezență și de asemenea mulțumim Unității de Învățământ pentru sprijinul acordat în realizarea acestei ediții. Mulțumim pentru invitație. Bună seara dumneavoastră, bună seara tuturor. Și sperăm ca dialogul nostru de astăzi să comunice, să ne comunice și să transmită gândurile noastre, sentimentele noastre față de tot ceea ce realizăm, atât pe plan profesional, cât și familial. Doamna Bercan? Spun și eu bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Vreau ca această emisiune să fie o emisiune în care să fim cei care vorbim despre un subiect care este la ordinea zilei. Aș vrea să le adresăm telespectatorilor câteva întrebări. Dacă putem discuta despre toleranță în societatea contemporană, cum putem să învățăm pe cei mici, pe copiii noștri să fie toleranți? Dar, înainte de toate, înainte de a intra în miezul problemei, vreau să le oferim o scurtă prezentare despre dumneavoastră. Toți o cunosc pe doamna învățătoare Marcela Marin și o vă cunosc de când eram eleva școlii gimnaziale numărul 5 pe vremea aceea. Vă spuneam și înainte de a începe emisiunea că ni s-a vorbit, ne-au vorbit invitații despre dumneavoastră, invitați care v-au fost cu ani în urmă elevi. Sunteți învățătoare? Aveți copilași mici, clasa a treia? Mă onorează invitația dumneavoastră, mă măgulesc cuvintele frumoase pe care le-ați spus. Sper că cel mai bine mă caracterizează acțiunea, faptele în care sunt implicată alături de dragii mei copii. Coordonez activitatea clasei a treia a și vin în fiecare zi cu mare drag la școală, găsind în mijlocul copiilor acea energie pe care uneori o mai pierdem, acel entuziasm și acea dorință de a face și de a lăsa ceva în urmă. Pe doamna Mariana Bercan o cunosc prin intermediul fiicei, o știu pe Andra, o știam de fapt de pe vremea în care participa la numeroase concursuri, olimpiade, școlare. Nu vă întreb acum ce face Andra, în schimb vă întreb de dumneavoastră, de cariera la catedră. Cred că ați adunat tot undeva la 30 de ani, sunt 3 decenii? Da, lucrez în învățământ de 34 de ani. Am lucrat pe teritoriul aceleiași comune, Comuna Topliceni, timp de 28 de ani. După aceea am venit în oraș la școala numărul 6, iar din anul 2010 sunt învățătoare la școala Vasile Cristoforanu. Coordonez colectivul clasei a 3-a C, un colectiv de copii buni pe care îi iubesc și care pot să spun cu mâna pe inimă că și ei mă iubesc, trăiesc printre ei, sunt alături de mine, sunt alături de ei și sper ca această generație de copii, prima la școala Vasile Cristoforanu, să fie o generație care să dea randamentul pe care eu l-aștept la ei. În 1995, Organizația Națiunilor Unite a declarat ziua de 16 noiembrie ca zi internațională a toleranței. Această zi este sărbătorită. Sunt foarte multe activități desfășurate la clase, indiferent că vorbim de o unitate pentru preșcolar sau o unitate pentru școlar, pentru elevi. Aceste activități au fost demarate cu mulți, mulți ani în urmă, din 1995, în cadrul școlii gimnaziale Vasile Cristoforanu, sau este o temă pe care ați abordat-o recent? Mi-ar place să spun că această preocupare pentru toleranță este o preocupare zilnică.
sărbătorim o zi anume a toleranței este un act de formalism. Dacă nu ne preocupăm zi de zi de această problematică, poate mai acută, a societății contemporane, riscăm să nu găsim soluții pentru micile sau marile probleme care apar în colectivele de elevi, în sufletul copilului și, de ce nu, în sufletul nostru. Dacă privim cu atenție în cultura poporului nostru, toleranță o regăseam sub forma cuvântului înțelegere, îngăduială, cum spune românul. Dacă această înțelegere, această îngăduință, această comunicare pe toate planurile nu se realizează din familie, e foarte greu să preluăm noi această mare problemă pentru a o aduce la nivel de soluție și de rezultat dorit. Ziua în sine reprezintă un act de formalism, așa cum ne spune și doamna Marin. A tolera înseamnă a îngădui, a suporta, a accepta anumite situații, anumite persoane. Eu vreau să vă spun că această noțiune de toleranță este o noțiune pe care noi trebuie să o știm și să o transmitem copiilor noștri. Pentru că nu numai pentru faptul că în tradiția poporului nostru există dorința de a fi ospitalier, de a fi prietenos cu cei care ne pășesc în curtea casei, dar un copil care știe să fie tolerant învață să fie deschis spre diferențele care apar între membrii societății, pentru că vrem, nu vrem, oamenii sunt diferiți și atunci noi trebuie să-i tratăm ca atare. Un astfel de copil care știe să fie tolerant va avea multe oportunități în viață, pentru că nu trebuie să uităm că acest copil de astăzi, pe care mama îl aduce în prima zi de școală pe 15 septembrie, ținut de fusta mamei, de mâna mamei, cu ochii mari și emoționați, vine în mâna noastră și își pune toată nădejdea în noi. Noi trebuie să fim modele pentru acești copii. Și vreau să vă spun că din acest motiv cred că un astfel de copil care își pune nădejdea în noi nu trebuie dezamăgit. Și că un copil care devine tolerant, pe care noi îl învățăm să devină tolerant, ajutat și de familie, nu numai de școală, va avea multe oportunități în viață. El va reuși să se integreze mai ușor într-un colectiv în care va lucra. Copilul de astăzi va fi tânărul de mâine, care își va căuta un loc de muncă. Și în momentul când el este tolerant, îl va găsi mai ușor acel loc de muncă. Deci el va găsi mai multe oportunități atât în educație, atât în afaceri, dar și în alte activități ale vieții cotidiene. Cum îl ajută școala, o instituție, să fie tolerant? Prin o serie de activități non-formale desfășurate la clasă, în afara programei stufoase, după cum spun unii, prin discuțiile de la suflet la suflet. De toleranță putem vorbi chiar din secolul XVI. Cuvântul este legat, preocuparea, de Erasmus din Rotterdam. Grijuliu în a răspunde acelui curent al fanatismului religios. Cum realizăm la nivelul colectivului de elevi toleranță, pas cu pas, minut cu minut? În primul rând, învățându-i să comunice. Comunicând, cunoaștem mai ușor copilul și copilul ne cunoaște. Dacă ne apropiem cu multă eleganță și cu mult tact de sufletul copilului, atunci copilul vine la noi, vine lângă noi, vine după noi, având în noi acel sprijin de care în primii ani ai vieții are nevoie. De multe ori, în clasele de început, avem surpriza
și bucuria să ne strige cu apelativul mama. Deci, iată, ne trimit acolo într-o zonă unde sufletul lui are siguranță, unde își dorește căldură și unde cere ajutor. Nu-i ușor. Vin atâtea caractere, vin atâtea personalități și, de regulă, în ultima vreme, primim copii care sunt la părinți, deci sunt în familie doar unu, doi, cel mult trei. Fiecare vine cu acea tendință de a fi lider și încearcă să se impună. Cu această dorință de a fi cineva, de a fi șeful, de a coordona, ne confruntăm și e destul de dificil să găsești cuvântul și să găsești exemplul și să faci exercițiul de toleranță de care copilul are nevoie să se formeze ca și om al societății actuale. Toleranța se învață din familie, se învață pas cu pas, fiecare își dorește să fie lider, dar ce știu adulții despre toleranță, nu despre această zi, această zi declarată de ONU? Vreau să vă spun că se cunoaște în momentul când copilul pășește în școală din ce fel de familie vine. Vreau să vă spun că un copil care trăiește acasă în toleranță este mai bun. Este mai blând, este mai înțelegător, este mai răbdător. Un copil care trăiește într-o familie prietenoasă, sociabilă, este un copil care vede viața altfel decât celălalt, care vine dintr-o familie în care cutumele îl obligă să fie închistat. Vreau să vă spun că în ultimii ani, clasele noastre sunt formate din copii care provin din medii diverse. Și dacă la început, în momentul când pășesc pe poarta școlii, diferențele se văd, pe parcurs, acești copii, prin ceea ce văd, prin modelul pe care îl văd, în cadrul didactic, vreau să accentuez pe acest lucru. Noi suntem modele și trebuie să fim modele, pentru că acum ei se formează. Copiii aceștia, prietenoși, buni, pot să dea un exemplu pozitiv și pentru ceilalți copii. Din păcate, nu întotdeauna familia este cea care continuă munca noastră de la școală. Sunt familii care, într-adevăr, sunt tolerante, care au o deschidere pentru toleranță, pentru diversitate, dar sunt și familii care nu fac acest lucru la început. Pe parcurs, însă, clasele devin omogene. Mai sunt și cazuri deosebite. Din fericire, vreau să vă spun că mulți copii o iau înaintea părinților. De ce? Pentru că fac parte dintr-o clasă, dintr-un grup de prieteni, grup de joacă, un grup în care se duc și fac activități extracurriculare, un grup sportiv. Ei, și în ultimii ani, aceste grupuri sunt foarte diversificate, mult mai mult decât ultimele generații. E bine, copiii învață să fie toleranți și cred eu că lucrul se face invers. Nu de la părinți la copii, de multe ori de la copii la părinți. Pentru că, din păcate, părinții au încă prejudecăți. Și vreau să vă spun că un cadru didactic, un dascăl, cum îmi place mie să spun, mi se pare mai rece noțiunea de cadru didactic. Zic eu că dascăl este mai apropiat. Este cel care transmite cu suflet, cu dragoste pentru copii. Vreau să vă spun că am citit ceva ieri care mi-a plăcut tare mult, despre toleranță. Și dați-mi voie să citesc, ca să nu greșesc. Toleranța este singura flacără care poate lumina în lăuntrul unui suflet mare. Toleranța stă în fruntea tuturor celorlalte virtuți, spunea Victor Hugo. Celelalte virtuți fiind nădejdea, credința în Dumnezeu și iubirea. Și vreau să vă zic că un om nu poate să spună că iubește pe semenii săi decât atunci când dă dovadă de înțelepciune, de prietenie, de generozitate, de cinste, corectitudine și toleranță. Deci iubirea de semeni înseamnă sau presupune toleranță.
Iar eu, ca om, vin în fața copiilor și vreau să le arăt că sunt tolerantă. Nu vreau să facem confuzie de a fi, între a fi tolerant și a închide ochii la greșelile pe care le fac, la rezultatele slabe la învățătură. Toleranța este o atitudine deschisă, de respect pentru diversitate. Săptămâna trecută mă mutam la televizor și am văzut ceva care m-a impresionat foarte mult. M-am gândit dimineața la lucrul acesta. Atunci, la vremea aceea, am judecat altfel. Acum văd lucrurile altfel. Vreau să spun că a fi tolerant pentru mine înseamnă să accept părerea celuilalt, să o ascult și numai după ce îi aud toate argumentele să intervin. De asemenea, să nu consideră că cei care nu au aceeași opinie cu mine sunt dușmani. Deci a fi tolerant înseamnă să ne susținem propriile păreri cu argumente solide și să acceptăm uneori că putem greși, iar ceilalți au idei și au opinii mai valoroase decât ale noastre. În același timp, toleranța presupune dialog, presupune solidaritate și responsabilitate. Deci a fi tolerant înseamnă a accepta, a îngădui. De multe ori am lansat această idee că noi, adulții, suntem de vină, în primul rând, de faptul că le interzicem copiilor la locul de joacă, să se împrietenească cu anumiți copii. Dar ar trebui înainte de toate să le explicăm faptul că toți au drepturi egale, toți sunt oameni, toți avem un suflet, indiferent de starea materială, de modul de exprimare, pentru că și acesta până la urmă se poate corecta cu un dascăl care își face meseria așa cum trebuie la catedră. Așa este. Devine pentru tot ce nu este punctat ca realizat, este de vina adultul, pentru că fie nu știe, fie n-a avut suficientă grijă pentru a lămuri anumite situații, anumite stări conflictuale, anumite bucurii, anumite tristeți, apar acele nereguli, acele praguri pe care copiii la vârste mici nu știu să le treacă. Și de foarte multe ori se ajunge la violență. Toleranța înseamnă respect. Toleranța înseamnă iubire de aproape și iubire de sine. Dacă te iubești suficient, atunci știi să-l privești pe cel de aproape când este în durere. Găsește resursa să-l ajuți să se ridice. Ce familie nu-și dorește cei mai bine, cei mai frumos, cei mai bun pentru copilul lui? De multe ori, familiile nu găsesc acele exerciții educaționale pe care să le realizeze cu proprii copii pentru a ajunge acolo unde își doresc, atât ca familie, cât și ca performanța propriului copil. Atunci când familia este lângă dascăl, atunci când familia se implică în viața școlii, ne este mult mai ușor și împreună găsim soluții, uneori de-a dreptul miraculoase. Vreau să vă spun că la începutul acestei serii am avut o experiență inedită cu un școlar care foarte greu a acceptat viața de școlar. Deși a parcurs perioada educației timpurii, deși a mers regulat, a frecventat regulat această etapă de școlaritate, avea mari dificultăți în a comunica și în a se integra în colectiv. O lună de zile n-am știut cum arată vocea lui. Deja am început să-mi fac probleme, să mă informez, să cer sprijin specialiștilor, să relaționez foarte strâns cu familia, să găsim întâi cauza și pe urmă să găsim soluția pentru a depăși acest moment. Am rămas surprinsă pentru lecția pe care mi-a dat-o unul dintre copii, care cu nonșalanța vârstei mi-a spus: Doamna, lăsați-l că o să vorbească. El a început să vorbească cu noi. Și asta a fost o deschidere și o încurajare pe care am primit-o din partea copiilor
și care m-a făcut să am mai multă încredere în ei și să-i privesc drept parteneri, chiar și în cele mai delicate situații. Și ușor, ușor, elevul respectiv, încurajat, sprijinit de colectiv, de dumneavoastră, s-a deschis? Da. Ca și tehnică, am început prin aplauze la micile lui încercări de a rezolva cea mai simplă cerință. Deci orice efort, orice progres, orice progres a fost marcat. Iar copilul este foarte inteligent, iar faptul că pe copii și între colectivul în care m-am implicat, pe întreg colectivul l-a simțit sincer, copilul a căpătat încredere în forțele proprii și a fost un real succes când a exprimat prima propoziție. Ieșim puțin din subiectul propus discuției, dar poate vor să afle și alții părinți, alte persoane care sunt în această situație. Exista și o cauză provenită din familie pentru comportamentul micuțului? Nu știu dacă din familie. Cu tot studiul pe care l-am realizat, în ghilimele studiu, am ajuns la concluzia că acest copil este victima unui blocaj emoțional. Și urmând sfaturile specialiștilor în domeniu, am reușit să îl apropiem de noi. N-am rezolvat 100% problema, dar sperăm că acolo sus cineva ne iubește și ne va da înțelepciunea, puterea și răbdarea pentru a fi alături lângă acest copil și pentru a fi și el lângă noi. Doamna Bercan, toleranța se învață, dacă nu s-a învățat în familie, se învață la școală, chiar dacă trăim într-o societate în care primează ura, conflictul, dorința tuturor de a fi lideri. Da. Din păcate, la orele de maximă audiență, avem niște jurnale care sunt pline de violență. Copiii noștri rămân de cele mai multe ori singuri acasă, pentru că părinții merg să-și câștige existența. Ei nu sunt supravegheați și urmăresc aceste emisiuni. Dacă vrem să facem o radiografie a comportamentului copilului, îl vedem în momentele când nu este în clasă, când este în pauză, când mergem într-o excursie, când mergem într-o vizită. Atunci vedem că, din păcate, de cele mai multe ori, copiii vin la școală cu dorința de a fi violenți, verbal, dar și fizic. E aici intervine rolul nostru al dascălului, rol pe care eu îl consider primordial. Și dacă avem alături de noi și familia acestui copil, cu siguranță rezultatele se văd. Vreau să vă spun că săptămâna trecută, într-o oră de matematică, un copil din clasă, un copil de excepție, a rezolvat o problemă la tablă. Am fost eu uimită, au fost copiii uimiți de rapiditatea cu care acest copil a rezolvat această problemă. Și l-am lăudat, pentru că exemplul pozitiv contează foarte mult pentru copii. Vreau să vă spun că m-a uimit altceva. Eu știam că el este un copil deosebit. Un alt copil a avut puterea să recunoască meritul acelui copil. S-a ridicat și mi-a spus, vă reproduc în tocmai și cei care sunt la televizor de seară or să vadă. Doamna învățătoare, nu e așa că vă mândriți cu el? M-a impresionat la lacrimi, vreau să vă spun. Bineînțeles că am răspuns că, într-adevăr, sunt mândră de el, dar sunt mândră și de ceilalți. Faptul că el a avut puterea să recunoască valoarea celuilalt este un prim pas în a fi tolerant. Deci, semințele pe care eu le-am aruncat într-un pământ rodnic au început să răsară, să înflorească și să dea roade. Și ce mulțumire mai mare este decât aceasta. Doamna Marin, dar noi, adulții, suntem toleranți din nevoia de a obține ceva pentru a fi pe placul cuiva? Există un interes? Mai putem vorbi de toleranță în aceste situații? Uneori da.
În unele situații, omul este tolerant din interes. În alte situații, omul este tolerant, toleranța fiind o soluție de a ieși dintr-un conflict. În alte situații, toleranța este un exercițiu pe care îl face omul în lupta lui de a se autodepăși. Toleranța mi se pare o provocare pentru fiecare dintre noi. Nu totdeauna suntem mulțumiți de noi înșine. Nu totdeauna suntem mulțumiți de roadele faptelor noastre. Și aici, în condițiile în care aplicăm acea îngăduială, comunicăm și comunicând, putem să ne lămurim problemele interioare, putem să solicităm sprijin celui de lângă noi pentru a depăși o problemă sufletească pe care o trăim la un moment dat. Toleranța poate fi o soluție. Fără toleranță, fără respect, fără dorința de a fi bine și celui de lângă mine, nu se poate trăi. Nu există fericire fără această îngăduință. Nu totdeauna suntem așa, pentru că suntem oameni, nu suntem zei. Suntem, dacă vreți, într-o continuă formare. Dacă ne propunem ca mâine să fim mai bun decât astăzi, e deja un pas înainte în calea desăvârșirii noastre ca personalitate, ca, eu știu, specialist. Întotdeauna trebuie să pornim de la a ne evalua propriile performanțe și atunci vom ști să ajutăm și pe cel de lângă noi. La momentul acesta, pe umerii noștri apasă o foarte grea povară. Vom avea generația viitoare așa cum am format-o acum. La un moment dat, clasa este oglinda personalității noastre. De multe ori am început activitatea zilnică cu o provocare și cred că mi-a ieșit. La un moment dat am spus copiilor așa: haideți să încercăm astăzi să ne simțim foarte bine unii cu alții. Credeți că putem? Și atunci au luat atitudine față de cei care încercau să tulbure activitatea, față de cei care erau mai vorbăreți, față de cei mai jucăuși, față de cei care nu prea mai aveau chef de a se concentra. Și când venea matematica, era așa iar și vom scrie matematica și vom lucra matematica. Obișnuim ca să creăm acele situații prin care copilul să reacționeze, să se regăsească și să-și valorifice atât experiența proprie, cât și achizițiile recente. În momentul în care, condus oarecum din umbră, cu întrebarea, cu atitudinea, cu aprecierea verbală și simțindu-ne afectiv lângă fiecare, atunci am realizat un pas înainte în realizarea performanței școlare. În cei aproape 40 de ani pe care îi aveți la catedră, ați descoperit diferențe mari între generațiile de elevi? Diferențe, da. Uneori mari, altele mici, dar diferențe. Începuturile în carieră m-au condus către colective de elevi și părinți foarte ambițioși. Alta era comanda socială atunci. E adevărat că soluții prea diverse nu se găsea vis-a-vis de viitorul copiilor. Și de aici acea decizie a familiei
Școala este singura soluție. Dacă ai carte, atunci vei reuși. Schimbările sociale care au avut loc și la noi au derutat puțin familiile. În primii ani de după Revoluție, asistam la niște atitudini de-a dreptul controversate. Ce rost mai are cartea? Omul să știe să-și scoată banul, să-și scoată pâinea. La lectoratele cu părinții, la ședințele cu părinții, aveam de-a dreptul confruntări argumentate pe această temă. Și de multe ori, concluziile erau acestea. Nu va avea școală. Chiar un părinte a spus-o franș. Cu sau fără școală, tot șomer va ajunge. Și atunci am îndrăznit să pun întrebarea. Nu vi se pare că e mai valoros un șomer cu școală decât unul fără? Poate acel șomer cu școală are acele capacități, acele competențe care să-l sprijine să găsească soluția pentru a-și găsi, eu știu, calea pentru a-și susține familia, pentru a exista până la urmă. Deci iată că diferențele sunt. Și lucrul acesta reprezintă o provocare pentru noi, pentru că la fiecare început de ciclu trebuie să cunoaștem foarte bine atât copilul cât și familia. Și dacă reușim să facem o echipă în trei, dascăl, familie, copil, atunci lucrurile se mai așează și atunci soluțiile se găsesc mai ușor. Vreau să adresăm aceeași întrebare și doamnei Bercan. Aceste diferențe care se descoperă, se regăsesc între generațiile de elevi. Da. Pot să spun că, așa cum a spus și doamna Marin, există diferențe între generațiile de astăzi și generațiile din trecut. Inevitabil le vedem. Inevitabil încercăm să le remediem. Pentru că eu consider că, că toleranța este o virtute și că unii dintre noi o pot avea chiar cu prisosință, iar alții acceptă cu greu acest lucru. Din păcate, sunt și copii, familii, în care toleranța nu este la loc de cinste. Vina copilului nu cred că este. Eu zic că vina este în altă parte. Pentru că el este doar un mugure care începe să crească. Și dacă nu este ajutat să crească drept, din păcate va crește strâmb ca un copac și greu mai reușești să îndrepți un copac atunci când crește strâmb. Dar noi nu trebuie să confundăm toleranța cu acceptarea unor comportamente care nu sunt la locul lor. Nu trebuie să acceptăm, nu trebuie să considerăm toleranța un lucru, eu știu, să confundăm de fapt toleranța cu indulgența. Toleranța înseamnă să acceptăm oamenii așa cum sunt ei, dar nu trebuie să acceptăm comportamentele negative ale acestora. Deci nu trebuie să acceptăm abuzurile de niciun abuzurile fel? Abuzurile de niciun fel. Toleranța înseamnă să-i tratăm pe toți așa cum am dorit noi să fim tratați. Și vin aici cu proverbul acela, ceea ce nu-ți place, altuia nu face. Din acest motiv, eu în clasă încerc, prin toate metodele, prin toate obiectele de învățământ, prin toate lecțiile din manualele școlare, să îi apropii pe copiii de mine și să-i fac să devină cât mai toleranți cu cei din jurul lor. Pentru că este cheia succesului în toleranță. V-am mai spus, toleranța este o virtute. Dar noi ne naștem diferiți. Avem obiceiuri diferite, tradiții diferite și nu cumva avem tendința de a fi înțelegători, îngăduitori doar cu cei care au aceleași obiceiuri, tradiții ca noi? Tendința există, că suntem oameni doar. Lupta aici începe. Să vedem omul așa cum este, cu calitățile lui, cu aspirațiile lui, cu supărările lui, cu bucuriile lui și să încercăm să
îl acceptăm așa cum este, fără să intrăm în dispute, în conflicte inutile, care nu conduc către nimic bun. Dacă suntem cu o minte deschisă, de la fiecare avem ceva de învățat. Atunci, chiar dacă nu suntem obișnuiți cu felul respectiv, felul omului respectiv, cu stilul lui de a privi lucrurile, cu modul lui de a găsi soluții la probleme, cred că răbdarea pe care trebuie să o acordăm ne va ajuta și pe noi să înțelegem, să-l înțelegem și să putem lua tot ce e bun din experiența lui de viață. Care vor fi activitățile pe care le veți desfășura la clasă? Cum veți marca această zi sau dacă nu, cumva ați marcat-o acum, recent? Eu vreau să spun că lucrul acesta îl fac aproape zilnic. Am lucrat 2 ani în alternativa step by step. O alternativă pe care eu o consider foarte eficientă. Vreau să vă spun că acei copii care stăteau o mare parte a timpului la școală aveau timp să se cunoască mai bine. Și cunoașterea duce la înțelegere, să știți. Ascultându-i fiecăruia păsul, vorbind între ei, comunicând, dialogând, am observat că acei copii s-au apropiat foarte mult și că pot deveni mai toleranți cu ei, între ei și nu numai cu ei, pentru că nu vorbim numai de toleranța față de colegi. Putem să vorbim toleranța, despre toleranța în familie, despre toleranța pe stradă, despre toleranța copiilor față de cadre didactice, față de personalul nedidactic din școală, față de colegi, față de prietenii din grupul lor de joacă. Și vreau să vă spun că noi am instituit niște reguli ale clasei pe care trebuie să le respectăm. Și le-am stabilit împreună cu ei, pe care le-am fi afișat, chiar așa am intitulat, regulile clasei. Ni le dezvăluiți? Da. Dacă îmi permiteți, am mari emoții. Respectă și vei fi respectat. Înțelege și vei fi înțeles. Ajută și vei fi ajutat. Spune ce gândești, prietenește. Depășește indiferența și activează în colectiv. Nu respinge un ajutor. Orice schimbare trebuie începută cu propria persoană. Situațiile de conflict pot fi rezolvate prin mijloace non-violente. Greșeala recunoscută este pe jumătate iertată. Toate aceste reguli pe care noi le-am găsit împreună, le-am votat și le-am afișat, încercăm să le aplicăm zi de zi. Bineînțeles că mai sunt și probleme, dar vreau să vă spun că din aceste probleme învățăm. Apar zilnic situații conflictuale între cei mici? Nu în fiecare zi apar aceste situații conflictuale, având în vedere că noi învățătorii, și cred că sunt și în asentimentul Doamnei, stăm mai mult printre ei. Știți și noastră că noi stăm inclusiv în recreații cu ei, cu toate că uneori îmi reproșez acest lucru, pentru că aș vrea ca ei să devină independenți. Aș vrea ca ei singuri să știe că într-o pauză trebuie să se joace frumos. Din păcate, copiii noștri nu mai știu să se joace frumos. Și din cauza tuturor filmelor cu tentă violență pe care le vizionează. Pline de violență. Văd filme pline de violență. Cum să vă spun, ceea ce văd ei la televizor nu este triat de către părinte. Copilul vede, pentru că părintele este plecat, vede tot ce vrea și de ce vrea. De multe ori nici părintele nu poate selecta ceva sănătos. Da, da. Și copiii vin cu dorința aceasta de a fi violenți. Dar eu cred că putem lucra acest lucru, la acest lucru. Stând printre ei. Și din acest motiv, avându-i lângă ei, discutând cu ei, chiar am avut, la începutul anului școlar, în clasa 1, am avut niște copii care chiar ridicau mari probleme de comportament. Și atunci, ce am făcut cu ei? Am încercat să discut cu ei în pauză, să-i atrag lângă mine, să îi pun să facă diverse lucruri, să ude florile, să șteargă praful, să șteargă tabla. Să știți că a fost foarte eficient această metodă. În primul rând, că eu le-am dat încredere în ei. Erau foarte bucuroși că eu am atât încredere în ei încât să-i pun să facă asemenea lucruri. Și încet, încet, lucrurile se așează.
și sper ca până la sfârșitul clasei a patra să nu mai avem probleme mari. De fapt, nu sunt probleme mari, să știți că uneori poate suntem noi prea dornici de a fi totul perfect, dar suntem oameni și copiii trebuie să se și joace, trebuie să și vorbească. Noi trebuie să învățăm pe acești copii că atunci când greșesc, trebuie să-și ceară iertare. Trebuie să îi învățăm că atunci când merg pe stradă și întâlnesc un bătrân, să-l ajute. Trebuie să-l învățăm să iubească un animal care... Deja suntem de o dată pentru unii dintre noi, dar aveți mare, mare dreptate. Nu, cred că trebuie aceste lucruri. Trebuie aceste lucruri pentru că vrând nevrând le aud și acolo undeva, în sufletul și mintea lor rămân, să știți. Trebuie să-l... Am făcut în lecțiile de educație civică despre persoanele cu nevoi speciale. Am discutat despre lucrul acesta. Și am ajuns la concluzia cu ei, pentru că prin ei vreau să scot aceste lucruri. Că acești oameni trebuie ajutați, acești oameni trebuie respectați. Acești oameni sunt egalii noștri. Și nu numai acest lucru. Deci trebuie prin toate metodele pe care le avem, prin obiectele de învățământ, limba română, educație civică, istorie, educație plastică, să ajungem să îi facem să creadă că fapta bună este cea care trebuie să-i călăuzească. Că un om rămâne în memoria celorlalți prin faptele pe care le face. Nu prin vorbe, vorbele zboară. Dar faptele rămân. Și am încercat să-i învăț aceste lucruri. Vă rog. Sper ca ei să-mi asculte sfaturile și peste ani, pentru că am satisfacție să mă întâlnesc din când în când cu foști elevi și să-mi mulțumească pentru ceea ce am făcut pentru ei. Și nu cred că există o satisfacție mai mare decât aceasta. Păi este recunoscută munca, meritul, anii pe care i-ați avut la catedră și răbdarea de care ați dat dovadă. Ne spunea și doamna Marin ceva mai devreme că colectivul, clasa, este oglinda personalității dascălului. Absolut. Lucrăm zi de zi la a modela personalitatea fiecărui copil. În același timp, modelăm și personalitatea clasei. Nu putem aduce îmbunătățiri majore în cazul unui copil, în cazul altuia, fără a interveni în personalitatea clasei. Dacă celui de lângă mine este bine, sigur îmi este bine și mie. Și activitățile de comunicare pe teme de educație civică, pe teme literare, pe teme religioase, sunt momente care merg la sufletul copiilor și care creează multe semne de întrebare. Și apropie mai mult dascălul de copil. Absolut. Și invers. Absolut. Copilul de dascăl. Exercițiul acesta de toleranță îl facem zilnic. Uneori programat, alteori nu. Pentru că uneori situațiile educaționale care se ivesc ne obligă să intervenim altfel decât proiectarea didactică am realizat-o anterior. La fiecare activitate în care textul ne ridică mingea la fileu, noi punctăm acel mesaj educativ și necesitatea de a-l reține și de a-l urma. În unele activități omit cu bună știință sau uneori chiar uit despre a puncta acest aspect. Și copiii sesizează și sunt chiar mândri că au amintit și că datorită lor am notat mesajul educativ, sfatul de care avem nevoie pas cu pas, mari sau mici, în a-l urma pentru a ne face viața mai frumoasă, pentru a fi, măcar pentru o clipă, fericiți. Și trebuie să învățăm pe cei mici să aibă încredere în ei. Un copil cu o încredere în sine scăzută este obișnuit să-i trateze rău pe ceilalți? Un copil cu o încredere scăzută de obicei devine victimă. N-are curajul să ia atitudine, nu are puterea să își argumenteze poziția și atunci va fi dominat la maniera teoretică sau chiar practică. Admonestat, îmbrâncit,
În cazul în care avem copii cu un grad de emotivitate sporit, atunci activitatea noastră este foarte delicată, pentru că trebuie să descoperim calea prin care ni se permite să ajungem la corda sensibilă și doar acolo putem lucra în așa fel încât simfonia sufletului să fie desăvârșită. Abia atunci când copilul se simte important pentru noi, important pentru clasă, abia atunci reușește să facă un pas timid, un pas către ceea ce alții fac cu mare dezinvoltură. Să-și spună în cuvinte proprii propria atitudine, să se impună prin propria creație. Acord o mare importanță creației literare, creației plastice, abilităților plastice, deci creației valorificând materiale din natură, hârtie, fire și așa mai departe. Vreau să vă spun că uneori cei care nu ating o performanță sporită în domeniul intelectual, științific, realizează niște lucrări creative de toată stima. Faptul că sunt lăudați, faptul că lucrările lor ajung în expoziția clasei și în expoziția școlii, reprezintă pentru ei norișorul de vis pe care poate și-l doresc atât de mult și unde și-ar dori să stea cât mai mult pentru a depăși acea emoție care îi oprește, care îi gâtuie uneori și îi împiedică în a spune prin cuvânt, prin sunet, prin culoare, tot ceea ce trăiesc. Doamna Barcan, vreți să adăugați ceva? Da. Sensibilitatea copiilor se vede foarte mult în aceste lucrări. Și dau dreptate doamnei învățătoare când spune că sunt copii care sunt talentați într-un anumit domeniu. Eu consider că aceste calificative pe care le dăm noi copiilor au fost într-un fel binevenite, pentru faptul că nu toți copiii pot să performeze la toate obiectele de învățământ. Și atunci fiecare copil în parte are în sufletul lui ceva special. Un copil poate este foarte talentat la desen, altul la muzică, altul la îndelincile practice. Un copil poate este foarte talentat literar, altul este un bun matematician. Noi suntem acolo ca să putem să scoatem din fiecare ce este mai bun. Și vreau să vă spun că în orele pe care eu le susțin, de fiecare dată trag și o morală la sfârșit. De fiecare dată încercăm să vedem și partea aceasta a vieții, de a fi tolerant, de a fi bun cu cei din jur. Dar lucrul acesta îl realizez nu numai prin arătarea părților bune, ci și a celor negative în antiteză cu cele bune. Pentru că pornind de la acest cuvânt toleranță, ne putem gândi prin asociație și la alte cuvinte. La înțelegere, la bunătate, la prietenie, la cooperare, colaborare, la ajutor reciproc. Și vreau să vă spun că una din activitățile pe care noi le desfășurăm la Școala Vasile Cristoforanu este aceea de a ajuta pe cei în nevoi. Din păcate, zic eu, facem lucrul acesta doar de sărbători, mergând cu lucrurile pe care le strângem de la copii și aduse cu mare drag de aceștia. Să știți că ei vin cu mare dragoste și aduc pentru copiii aflați în suferință lucruri deosebite. Deci sunt învățați să dăruiască și asta este o parte a toleranței. Mergem la Căminul de Bătrâni și vreau să vă spun că toți copiii aceia din centrele de plasament
poate că nu au nevoie de lucrușoarele pe care le ducem noi, pentru că mulți dintre ei, vreau să vă spun că au tot ce le trebuie acolo. Dar faptul că ne ducem acolo cu bucuria de a-i vedea, cu bucuria de a dărui o jucărie, un lucrușor, un fruct, ce putem fiecare dintre noi, îi bucură și pe ei și pe noi. Faptul că ne ducem la bătrâni, care nu cred că au neapărat de nevoie de ceea ce le oferim noi material, eu cred că au nevoie de zâmbetul de copil, de zâmbetul copiilor lor și pe care îl văd în zâmbetul copiilor noștri pe care îi aducem acolo, să le spună un cântec, să le spună o poezie. Și cred că acest lucru ar trebui să-l facem mai des. E bucuria de a fi vizitați, de a fi împreună cu cineva, de a fi acolo. Da, de a fi acolo, așa este. Am sesizat cu mare bucurie în ultimii ani că este încurajată comunicarea. Comunicarea directă elev-profesor. Lucru care nu se întâmpla prea des în trecut. Da. Comunicarea elev-dascăl, dascăl-elev, comunicarea elev-elev, sunt niște pârghii extraordinare care ajută partenerii în activitatea didactică să se apropie. În momentul în care comunici, te comunici. Copilul, în inocența lui, are marele dar de a simți omul. Pe copil nu-l poți păcăli. El simte dacă te bucuri cu adevărat, dacă îi dorești cu adevărat să ajungă acolo unde spui că trebuie să ajungă. Și în momentul în care te simte aproape, insistă să mergi cu el. Să mergi cu el și în momentul în care se poticnește, îți cere ajutorul în felul lui. Printr-o lacrimă, printr-un zâmbet, uneori neputând să spună ce-ar dori să spună și tu trebuie să intuiești ce este în sufletul acelui copil. Comunicarea rezolvă foarte multe lucruri. La un moment dat am avut surpriza să fiu surprinsă de copii cu întrebarea: de ce sunteți supărată? Fără să realizez că în viața fiecăruia apar fel și fel de situații și reacționăm în funcție de puterea noastră la momentul respectiv. Și atunci am realizat că, de fapt, am în față niște mici oameni mari care simt, care știu și care vor să ajute, vor să-ți dăruiască o clipă, un moment de sprijin și un zâmbet. Cred că toleranța nu exclude exigența. Toleranța înseamnă a străi viața conform unor principii și niște principii sănătoase pe care le dezvoltăm și le menținem. Sunt convinsă că ne vor ajuta să clădim personalități puternice, atât individuale, cât și personalități ale claselor. Doamna Bercan, spuneți că la finalul unei zile încercați să trageți o morală. Care ar fi morala de astăzi? Un gând adresat telespectatorilor, părinților sau elevilor dumneavoastră? Aș vrea să-i rog să fie mai mult timp alături de copiilor, să-i asculte, să le vorbească, să-i înțeleagă, să le arate dragostea, pentru că unui copil trebuie să-i arăți că-l iubești. Un copil iubit este un copil bun. Un copil care simte iubirea părinților transmite și el iubire celor din jurul său. Un copil care este acasă violentat verbal și fizic va face același lucru și el cu colegii lui. Iubiți-vă copiii, fiți alături de ei, ajutați-i atunci când au nevoie. În felul acesta, copiii dumneavoastră vor deveni oameni, oameni adevărați, care vor fi alături de dumneavoastră atunci când dumneavoastră veți avea nevoie de ei. Doamna Marin, de asemenea, un îndemn către părinți? Cea mai mare realizare a unui om este copilul. Îl iubim, fiecare în felul nostru, dar facem tot ce se poate pentru a-l convinge de iubirea noastră.
iubire necondiționată, iubire în care copilul să se simtă el însuși, pentru ca mâine să procedeze la fel. Ce a trăit el astăzi alături de părinți, să ofere și el mâine copilului lui. Mare dreptate. Mulțumim foarte mult celor două doamne. Mulțumim doamnei Marcela Marin și doamnei Mariana Vercan. Mulțumim școlii gimnaziale Vasile Cristoforeanu din Râmnicu Sărat. Vă mulțumim și dumneavoastră. Până data viitoare, multă, multă sănătate și numai bine! Presa liberă trecere.